eu n-am. N-am avut, n-am. N-am ce să vedeam. De unde dracu să-i dea o pușcă dacă n-am? Dacă aveam, le dădeam. Mă bucuram eu la sărăcia lor. Fiindcă or fi avut și ei nevoie dacă s-au mulțit ofițerii. Că trebuie să aibă și ei ceva mai dacă nu mai sunt la ore. Dacă n-am, îmi pare rău. Dar și dacă aveam, tot le dădeam. Că dacă n-ai măcar o pușcă pe lângă casa, ce dracu ai mai făcut război? Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predea până mâine dimineață! Și le găsim noi, răspunde în fața legii pentru port ilegal de armă! Alo, alo! Pistoale, cine are arme? Să le predea până mâine dimineață! Alo! Alo! V-a luat mama dracului. A sunat de la raion, de la partid. S-a înțeles? Păi ăsta e copilul turbatul, domnule. N-a fost eu cu taxul la pietre de var cu trotil când a venit de război și taxul avea trotil de la geniu? Nu văd, domnule, nimic. Liber. Să trăiți. Numele. Moreneascu Igor. E strămoșească, asta mama asta o da. Liber. Liber. Numele. Numele. Pătru scurt. Dumneata? Eu sunt cu dumnealui. Eu sunt mai pașnic, mai cu calul cu voi. Când ai rămâna trebuie să cu dea și noi nu prea avem timp. Vei, altul. Să trăiți. Să trăiți. Nu te super, dumneata. Dar pușca mea e de vreo 2 ani la tatăl dumitale. Și știi că suntem prieteni. Ce pușcă? Care e tatăl tău? Când te cheamă pe dumneata turbatul. Nu ești dumneata de sacoț. Nu te-am trimis eu după tuturor la Străiești. Liber! Să trăiți! Să trăiți! Să trăiți! Hai bă! Să trăiți! Tovarășe, dumneata, să răspunzi limpede ce fel de politică ai făcut în trecut. Și n-am făcut tovarăș, fiindcă avea început să războiul. Și nu era ca acum când te întreb toată lumea ce politică faci, dumneata. Te trimitea pe frunt și era politică. Așa a fost situația. Când plecam eu de capul meu pe front, că abia măsurasem. E clar. Și dacă tu ce politică a făcut? Cu ce s-a ocupat? Fi tu cu războiul. La 916, când nici am mai venit de la Mărășește. Noi am fost orfan de război. Și Tasu, ce politică a făcut? Ce s-a ocupat? Păi tu cu războiul. Dar cu războiul al cu turcii. Că nici ăsta n-a mai venit. Ce vă grăbiți așa? Nu, tovarăși, nu trebuie să ne grăbim. Noi suntem la putere și suntem calmi.
Suntem calmi! Cum să vedem ce te supără fără înaltea, tovarășul Lucian? Mă supără că am lăsat la mare un sac cu porumb. S-a lege praful de mare dacă nu mă duc să-l iau. Fiindcă la mare trage și trage și mă laiu. Am murit de foame, tovarășul, și mă și păsările. Și mai dau și vulpile. Ce vulpi? Da. Nu, tovarăș, ce se impune este să fim calmi. Așa. Ce politică ai făcut dumneavoastră, tovarășul Lucian? Da. Da, să-l iei, tovarășul prim. Ascultă, ordonați. Da, păi, tocmai asta le-am spus și eu, că trebuie să fim calmi. Am acum la mine un caz de la Cornu Capri. Da, am înțeles să trăiți. Da, am înțeles. Am înțeles, tăpăș. Am mulți dușmani de clasă prin raionul nostru, tovarășe maior. Am mulți dușmani de clasă în raionul nostru. Vai de capul lor. Pușcă? N-am, tovarășu. Unde să am eu pușcă? Ce să fac cu ea? N-am mai avut destul la război. Păi ce să fac? N-am. Bă, tu ai pușcă. N-am, tovarășu. Pochii mei că n-am. Dar voi cu ce ieșiți, mă, la pădure? La vulpi. Iată-și, vă aducem la cunoștință că părâtul a mai fost reținut de organele noastre pentru cântece contrarevoluționare. Bine, taică, eram cu mintea mea de bețiv. Taică, nu știi cum e un om bețiv? Ce-am făcut, taică? Am cântat Trăiască Regele. Dar tovarășul de la Răiom mi-a spus să cânt Trăiască Partidul. Și nu mai Trăiască Partidul cânt. De unde veneai dumneata când ai căzut cu scar? Din pod. Vezi pe unde-i pătru. Mai dumneata ai fost vătămat? Nu, a mai fost și un tovarăș de la raion. Dar dânsul nu a putut veni că e plecat în deplasare. Stai unde ești și răspunde la întrebările mele. Ce părere are părâtul? Năița Lucian! Eu n-am nicio petrenție. Scara era veche. Tocmai tăia copiii la ea să facă lemne de foc. Păi dacă aș avea porumnaș de statului, aș da. Dar până mă întorc să știți că eu aici vă las copiii. Aici vă las și copiii și muierea. Te las de mâncare, omorâți, face ce știți. Eu nu mai am nicio putere. Uite, 7 sunt, 7 vă las. Copiii sunt atei. Te privește. Cotrile sunt ale statului și statul nu așteaptă. Și nu suntem mai statul, ai cui dracu suntem noi. Salut, tovarășu. Dumneata să nu drăcui statul, pentru că statul e poporul și noi nu permitem. Eu nu drăcui statul. Drăcui soarta care m-a dus aici. Și ați venit noastră la mine să vă amenințați după ce am făcut 7 ani de război și ați scăpat, mai știu cum am scăpat. Dacă aș avea porumna, nu i-aș de eu și statului. Da, n-am.
Dacă ajuns el, s-a dus să se bucure la mămăliga copiilor mei. Ce am avut, a mâncat. Să ne acum colo ce mai mâncăm. N-am pușcă, tovarășu. M-a căutat și tot n-a găsit. A căutat și cu câine și tot degeaba. Până unde ai fost? Cu războiul. Păi n-am fost decât până la Banska Bistrița. Fiindcă ne-a rănit și a trebuit să ne retragem ca veteran. Am mai văzut eu unul la Craiova, tot așa. Vindea lubenițe. Un hoț al dracului. Striga, ia lubenița pe încercate. Ia-o pe încercate. Băga cuțitul în ea, o tăia și ți-l arunca în brațe. Am tăiat-o, ai luat-o. Lasă-l, mă, Gheorghe, mă. Lasă-mă în pace, să vedem. Să vedem care-i chestia, că mi se pare că nu scăpăm. Nu mai e țuică. Du-te și adu țuică. Tu l-auzi? Stai așa. Ține-o că-mi cade din mână, fiindcă eu sunt slab la greutăți. Să schimbă ștocoteala, să știi? Nu mai pun nici cocăți roșu. Nu mai fac nimic. Tărâm zidăria, gardul strict. Păi ce să mai... Cristelnița înălțării Sfântului Mare Mucenic. Aristica. Ce aristică, bă, că ăsta nu-i sfânt? Nu-i sfânt, e mare mucenic. Ce ca au și ei catagrafia lor. Crezi că, ca la noi să ne jurăm pe toți așa? Cine, mă? Ofer. Pe cine? Tu, cine? Păi pe cine? Păi pe noi. Ce faci, Nicolo? Te duci după țuică? Te duci ori mă duc eu? Te duc. Mă auzi? Du-te, vă. Așa zici. Păi așa a zis. E, acum să te vedem, tovarășul Lucian. Păi cum să vedeți, tovarășul Maior? Dar ieșisem de la, ieșisem pe poartă, că ieșise și Maiorul cu mine. El ce-a întrebat lui, eu mă, ce-am întrebat mea. Ce să vadă, mă? Cică să vedem ce faceți cu colectiva, că ce-a vorbit eu cu primul secretar. Păi ce-am vorbit? Dar nu mai rămân dreptul securității. Ajuteți-mi că... Ajuteți-mi unde avea Conamarița Cărciumă. Eu cum și dracu, e un fel de birou de sărea gușiatul al Buturică de la Cireșu. Care Buturică, mă, Razea, a fost cântăresc la biserică? Ăla, domne, servezi la birou în piață și cu geantă de piele. Are el geantă de piele? Are, domne, are geantă de piele și bonir. Te amenzi în piață la țăran și în jură. Hristosul mamei lui de gușat, de zici că el e Dumnezeu. Stai, mă, dar de unde e el geantă, mă? Are, domne, are. Are, că le-a dat la toți. N-ai văzut că și Ciclop are geantă de piele? Le-a dat de la partid. Are partidul de agenți, mă? Care știe să se ocupe. Ai venit tu și potrăște câinele ăla. Poftiți? Poftiți și dumneavoastră, domnule Ion. O, casă-i boiul. E, vede că acum nu se boiești. Intrați. Năiță, acasă sau nu? Poftiți, Nițel, că vreau să-l chem. A, lume nouă! Lume nouă și bogată.
Dar cine v-a supărat pe dumneavoastră că v-a suit-o pe aici sus la mama dracului? Dacă știam și aveam telefon, vorbeam la telefon. Coboram eu la primărie. Ori stătea fiecare la casă. Dacă nu-i telefonul... Tu-i mama de burghezie că ne-a lăsat în... Nu ne vede și să mai vorbim. Tovarășul Lucian. Unde-s copiii? Naiță, ai vorbit cu secretarul la raion ceva? Auzi, bă? Cât o fi dat Petre Pădințe? Păi, dracu știe. Eu nu cred că-i daur. L-a păcălit o vreiră de la Craiova, pe cinci l-a păcălit. De unde ai bărat atâta ori făcut gata dinți? Doi are cu doi stă. Auzi, bă? Eu m-aș apucă de casă. Măcar să fac copiilor parte. Că ăștia cum se măresc? Și vin la tine și te apucă, că ăștia nu știu multe. Te buieriși? Ți-ai pus coacă-ți roșu? M-au zis că i-a luat vulpea câinii lui George Oțet. Sau mă? Seama că vine o sărăcie, dă-ne ia dracu pe toți. A dus dracu și vara asta, vine iarna. Bă, pătrule, acum gata trebuie să te încechine și tu. Fă și tu gardura. Pune coacă-ți roșu la poartă. Un prun, doi și casă. Dar mă, dracului, coceaba și fă casă. Da, pun, pun. Ca așa vezi? Da, pun cu o căzrușă, da. Pun, pun. Să vorbesc cu Dumnezeu, măi. Să-mi ia verul. Măi, verul, măi. Mă sui într-o poteu, măi. Să vorbesc cu Dumnezeu, măi. Cui faci casă? Să vedem. Să vedem cum o fi timpul. Ce se mai alege? Cum ieșind în primăvară? Să vedem, nu? Bă, sunt de aur? Dracu știe, să vedem. Să se vie vierul. Să se-ntrebe. Vine, pace. Veniți, mă. Trece-mi la coat. Ce faci, mă, pleci? Stai jos să bei o țuică. De asemenea, poți să-mi faci și mie o vadră de o țuică? Faci casă, meriți. Pune-te velea mai repede, că vine vianul și patru. Ce să vedeți voi, de dragi? Eu plec așa și... Ce faci aici? Faceți suică, avem fără autorizație! Uite corpul de mic! Uite corpul! Să rugați! Capranul! Bă, să ne dă judecată, să știi că s-a dus la doctor și a scos certificat. Noroc! Ce mai e aici? Veniți cu noaptea în cap și cu aghiotantul după tine. Bă, vedeți, m-a lăsat aghiotantul, bă. Ai cheile. Să trăiți. Ce-ai, mă, Ioane? Cine te-a pocit așa? Ce mă? Nu stii. S-a lovit domn Pietroi. Te-ai lovit domn Pietroi? Cum? Tot voi. Trebuie să sună telefonul. Hai, mă, răzăi, intrași, hai. Trebuie să schimb. Nu se mai fac. Toată ziua bate muiarea iar și îl pocește de parcă zici că-i dracul la primărie. Și mai e și surd. Cred că în viitoare răschem. Nu mă treabă cu ăsta, moare de foame, poli rău. Nu se poate, mă. Nu mai e ca să ține la ușă, toți proștii. Dă-l, domnule, afară. Dă-l afară, nu mă lăsa până acum două.
În afară. Să mai găsi un amărcat sau de ampulia telefonului să te strige. Dar cred că e caz să ne dai și nouă autorizație să ne cel la vare cu niște meri. Eu și cu Pătru. Ce părere? Nu se poate. Țuica, adu țuica! Aia care s-a încurcat în tinerețile ei cu mucenicul Mucălău de la pod. De unde ai mai scos-o, mă, pe mucenicul ăsta care s-a încurcat cu Mucălău de la pod, că Călindar nu e? Să nu crezi tu că mucenicele astea n-au avut și ele ce le-a trebuit. Am citit eu într-o carte de una, nu știu cum dracu-i zicea. Nu era adevărat, nu e muiere frumoasă. A păcătuit asta cât a păcătuit, că astea din astea mică stau câte 5-6 la un bărbat, altă treabă n-au. Stau la umbră și el când are nevoie face din dește, o arată pe una și aia din. O face Dumitru, că face din dește mâinile ele bune, să vie Victorița. Vine, bă? Nu mai vine, bă. Nu mai vine ea sau nu mai are la ce? Știi tu că intri la scuteală dacă faci temelii? Locul de casă nu se la colhoz. Știi tu? Și părinții de Mucălău, cu dobândă? Vezi, bă, că s-a depus că nu duci la biserică, rămâi și cu casa neterminată. Când îi dai? Să vedem. Da, și găsesc mai furmă o țuică. Lasă-mă că-mi pun eu, pune la oameni să fie mai mulțumit. Lasă-mă că-mi pun eu. Vivierul, ce se vă întrebe? Mă rog. A război când a cucerit cu Hitler. Front. Să fie vierul și o să întrebe. Și ție ți-a spus că ar fi momentul să facem cerere. Cam așa ceva. Și? Și nimic. Să vedem când o fi la iarnă, la primăvară. Să vedem ce o să mai facă și alții. Fără mai trei până atunci. Ce suiște? Apă în mata, ai. Vine unul la masă, la petrecere. Eu am zis că mă înscriu. Unde mă și ia lopata aia? Doamne, înainte! Ce facem, domnule? Cum zice dinata să punem scara aia la beș, ca să știm cum să-i facem loc? Cui faci casa? Să vedem, să ne mai gândim și ne asculta mai mult. Că o fi drag de muncă. A fugit Gheorghe la școala de șofer.
Mi-a nenorocit curcanii. Se bagă sub prun, se uită în sus, spune, adorme și aia cad jos ca pietruiu. Padrea cu vulpe, trebuie să fie și mare. Te-ai văzut și o casă, te boierși? Temelică până la case. Temelică, asta e tot una. Unde e casă, nu se ia la colectiv. Să vedem, să vedem. Îmi dați voie să vă apuc de nas, domnule Lucian. Ce ți mai iartă, bătuși cu copilul, Dori? Nu. Sus ce? A fugit Gheorghe la școală de șofer. Ce-i zis, mă? Gheorghe a fugit la școală de șofer. Nu, nu uiți să vii cu actele, că ai nevoie de ele. Dacă nu faci drumul înapoi, auzi? Ești, mă, camionul în poartă, ha? Vrei să-l plui pe bagar, mă? Unde te duci? Păi nu stai să vorbim? De unde vii tu sâmbăta? Treburi. Servici ce greșe ca aici? Servici? De unde știa el, mă, ciclop? De unde știa el? De ce zic ăștia, mă, că sunt adiotantul tău? De unde? Tu știi ori nu știi?
Ce să știu, mă, de dracu, uite-i după gura prostului. Tu te interesi ceva cu Dumitru, nu te interesi? Care Dumitru? Dar ăla e un care Dumitru. Securitatea l-a turbat-o. Nu e, doamne, cum să fie el. Cum să fie, mă? Cum să fie, mă, că eu... E cu taxul. Taxul, doamne. Te-a făcut și complara, tovarășe Lucian! Adică și ei tot ca noi, fără permis. Și ce ne-a mai înfundat ăsta când era el ce era? Nu te-i vulpe! Ăștia sunt. N-are putere. A anins lumea așa ca să se înfoie nițel, dar n-are putere. Ce prost, nu spunea el prostii. Cât e el de prost, dar știa el ce știa. Dar tu ce ne-a dușit așa? Cât e el de prost, dar... Uite și pe Popa Sofronie, că... Dă-l în masă. Auzi, nici de vulpă ăla n-am avut parte. Și cât ne-a mai înfundat el când era la securitate. Ce ai? Ce ți-e? Câte suntem? Păi, mâine e martie. Hai. Sâmbătă să-mi dai banii, o să-mi desfaci dacă azi e joi. Ei, ne mai minte și timpul. Ne mai minte timpul, ne mai minte și omul? Hai. Ți-am dat bani, ți-ai făcut casă? Trebuie să-mi dai banii. N-am bani, bă. Hai. Eu ți-am dat banii, trebuie să-mi dai banii. N-auzi, bă, că n-am bani. Dacă nu-mi dai banii! Nu mă interesează pe mine. Ți-am dat bani, mie-mi dai bani. Ori voi. Voi? Da. Așa e, mă, băiatule, mă. Că ce e pe capul nostru, nici să ne mai pișăm nu putem. Hai mă, băiatule, mă, că și mâine avem o zi nenorocită.
Iar avem de cara prin zăpadă, bă. Rocea mamei de viață. Așa e, priene! Auzi? Unde-i primăriatul așa? Păi ce sunteți noi? N-ați mai fost până acum, la Cornul Capri, cu cotele. Nu suntem cu cotele, toașu. Dacă nu sunteți cu cotele, de ce ați mai venit? Ce vreți să ne mai luați? Auzi, toașu! Care bădurică, domnule, ăla de-a fost cântăreț la biserică? Ăla, domnule, să-l vezi la birou în piață și cu geantă de piele. Hai, ne rog, să trăim 1000 de ani. Hai, foarte sărbători și fără dreptate. Și mai orice zicea Cristelnița și închinarea Sfântului Mare Mucenic Aristica. Păi zice, dar mă făceam că nu înțeleg. Că adică ce a vorbit cu primul secretar e altă chestie. Dar să ținea după mine, știi? A, am înțeles. Când mă duc după tutun al alteri, mă trage de mânică. Ăsta de la mat. Difuzor. Aha. Și zice, nene trușule, se face colhoz. Taci, mă, zău, l-am văzut pe Craina stând de vorbă cu unul de la partid. Și ăla zicea că să stea Craina de vorbă cu Năiță, că nu știu ce zicea, că s-a înțeles Năiță cu primul secretar, cu Dumitru, bă. Păi ce m-am înțeles? Ce m-am înțeles? Când ți-a spus, mă, difuzor? În altă ieri. Mă, ce ai zis tu lui Dumitru ăsta de la Raion? Păi ce să-i zic? Că n-am. Păi că n-am. Controlează terenul palmă cu palmă. Săranește, ați dat dracu. Dacă nici eu nu-i cunosc, apoi nici dracu nu-i cunoaște. Dumnealui e pătru cel scurt. Salut! Lasă-l, mă, George, mă. Lasă-l în pace, să vedem. Mi se pare că nu scăpăm. Vezi? Vezi, tovarășul maior. Vezi cum arată dușmanul nostru de clasă? Văd, tovarășul prim. Văd, zice maiorul. Văd. Dar știi și asta că se mai face și așa, și așa. Și nu știu dacă zice el că se mai face. Dar vezi? Adică recunoștea că greșise. Jericho! Ia dă-ți apă la porci. Lasă-i, mă, dracu, zi mai departe. Și atunci ăsta, ăsta Dumitru, Dumitru de pe birou, zice, bă, nu e bine, nu e bine, că noi cu ei construim socialismul, nu cu alții. Ne așa tovarășul Lucian. Construim, tovarășul primul, construim, zic eu, construim, că știi să construim. Pe care e meseria noastră? Să construim, nu? Vezi? Hai, bă, fugi, mă. Adică tu să construiești? Uite, mă, firea dracului cine a ajuns să construiască socialism. Bă, ia uite la el, bă, păi era cază să-i vorbesc oameni în vorbă, ia uite la el, parcă mă durea gura. Păi ce? Parcă vrea la tu să construi socialismul. Ia uite la el, eu vreau acasă și vedeam de la mine și el la Raion cu socialismul lui. Nu e așa, nu e așa. Păi ce aveam eu cu el? Păi fii atent că el a înțeles că tu i-ai promis lui că îl vrei să-l construiești și o să te caute și te pune să-l construiești. I-ai spus lui Dumitru ăsta că te scrimă? Unde dracu să mă scriu, domnule? Unde să mă scriu? Mai bine du-te în casă și te lau oameni de boss. Nu e așa. Toate vrei să le știi. Nașule! Hai în casă, mă. Nașule, am plecat. Nu vii să bei? Sănătate, 1000 de ani în pace, afară de sărbătorile legale și fără de dovel. Sănătate.
Cum să rămâi? Așa rămâne. Apă proaspătă ai? Că nu-ți dădui. La dispoziție. Păi, nu-i bine așa. Noi bine că noi avem și alte mijloace și data știi. Și nu e cazul să ne ridem toată ziua. Nu? Și să legați. Să legați câinele, că nu-i bine. Lasă-l dracului de câine. Doar și Lucian. Dumneata, ai descătat doar și prin anumite chestii neașteptam. Doar și prin se interesează de. Da. E bine. E bine cum a zis tovarășul. E bine ce am discutat eu cu dânsul. E bine și de situația omului. Ca de exemplu cazul meu, care am 6 copii și 2 băieți. Toți cer firarea morții. Las că cer, dar ăștia te apucă mai târziu. Te apucă când sorbării și te întreabă, bă, unde e averea mea? Că sunt 6, nu e 1, 2. Cât pământ ai dumneata? Eu? N-am cine știe ce. Nu cine știe ce, dar cât? Păi nu-i trecut la fonciere? Dar eu știam că unde-i casă nu se face corfoz. Unde-i casă, nu. Păi atunci, nu mai e secret dacă ai scris la fonciere. 6 bucăți. Pentru fiecare copil câte una. Mai e cureaua din Valea cu pietre, dar știi și noastră, un fel de izlas. Pământ rău, nu mai pierde. Asta, lasă, lați-mi pe mâncă bun. Numai că trebuie să punem toți umărul, repede, la oaltă, că e zor, mă, e zor să ieșim la lumină. Facem noi pământ cum scrie la carte. Ai dumneata o carte unde scrie așa ceva? Ah, asta te dau să citești. O citesc, o citesc. Nu mai scrie încă de ale case și o citesc. Să vezi, să dau, să vezi cum scrie tot în ea. Se poate, se poate. Să vii, auzi? Unde-s copiii? Nu se știe. La Sani, ai treabă cu ei? Am. Să meargă unul cu mine la Valea cu pietrele. Singur, Năiți. Praful s-a ales de viața mea. De ce, bă? L-a dat afară. A făcut reducere. Dracu știe ce a făcut. Și-a prefirat ei și l-au dat pe-al meu afară. Acum a venit acasă să aștepte până la noi ordine. Păi cum așa? Da, l-a dat de tot, ce mai. S-a terminat. Acum mă duc la SMT-ul de la Mărdărești, ce care fi acolo în serviciu. La cadrele lor.
Și șeful lui, care l-a avut un maior, i-a spus să ducă acolo să vază ce și cum, e, și dacă e ceva să le spuie și lor. Să vază ce poate să spună, să facă. Păi se poate așa ceva? Da. Bă, Sandule, mă trebuie ca să ocupi noastră pe acolo, vă prostii de vă da pe dumneavoastră afară tocmai acum. E, s-a redus. Ai văzut, fratele meu, cum bate Dumnezeu când vrea să bată? Păi bine, tovarășu. Așa vă învață dumnealui. Parcă ziceți că e tata poporului. Păi ce dracu să nu sunt poporul? Mă, tu nu ești poporul. Tu să semnezi declarația că dacă e să te bată, apoi să știi că poporul te bate. De unde veneai dumneata când ai căzut cu scara? Din pod! Ca la pădrii bărbinului! Păi bărbinului! Cine-i mai? Sfatul! Vrei să vă? Să vii după plâns să vorbești cu tovarășul Craina, că să te supărați pe tine, ai să vezi tu. Și să iei cu tine și actele unde scrie că ai tu dreptul unde ai pus temeliile, fără autorizație. Înțelegi? Ce, mă, ce ți-e? Ia-te bătut și copilul de doi? Nu, a fugit nena. Ce, mă? A fugit nena George la școala de șoferi. Lasă-i-vă până sâmbătă. Nu ne-ai dat banii nimic. Sau măcar până luna viitoare. Nu ne-ai dat banii nimic. Să se așeze la casa lui, nu? Să se așeze, să se așeze, să știu dacă are pe ce să se așeze. E, alte timpuri. Acum contează meseria și hărnicia. Și dacă ai și părere pe cap, s-a terminat.
Nu mai scăpăm de iarna asta. Hai de treabă, nu asta e necazul mare. Mă, femeie, vine Paștele, uite. O să se ia și zăpada asta, că nu o să țină cât lumea. Uite, acuși vine Paștele și socul meu nu se face deloc cu oile alea două. Alea două, că le-a promis. Că dacă știam că nu ți le discutam altfel, adică aveam altă discuție. Vorbim bine, frumos, ne înțelegem omenește, ne tomnim, pricep și eu situația lor, că oameni suntem, dar oricât, o familie se ține greu, nevastă mai mănâncă și ea, mai se îmbracă, mai se încalță, nu? Oricât ar fi de sfânta vinere. Casă bogată! Care ești acolo, a? E tu ce drag să le fac? Tu? A, dumneata erai? Sunteți acasă? Da, intrați! Hai, fă, hai, fă, odată, că vine Craina! Vine Craina! Intrați! N-ai nevoie! De altfel nici n-avem prea mult de vorbit. Mult puțin. Atunci să stăm mai bine pe lemnile de acolo. Văd că aveți oi. Parcă nu v-ați declarat cu el pentru cote. Da, acum ne-ați venit pentru cote, ori veniți așa ca omul pe la noi. Nu, n-am venit pentru cote. Dar văd că ai oi și nu le-ai declarat. Păi, dar când dracu să le declara cu atâtea treburi că a venit și privără, na? Că dacă mă pun serios pe lucru, înseamnă că neta vii și cer și la fonciere iar să cere. Și la cote iar să cere. N-am decât pe alea două de acolo. Păi și pe fetea lui Haralambi a încărcat tot ciclop cu un porc și ea n-a avut porc în viața ei de Crăciun. Că știi cum mergea cu el pe drum și îl ținea de sfoară și îl jelea ca bătațul. Niște resturi mi-a rămas de la casă. Dar care ar fi rostul? Rostul ar fi să stăm puțin de vorbă. Că eu te-am așteptat și dumneata n-ai venit. Șt! Pedra. Și atunci am venit eu. Te șterge de geamă, că n-avea nimic! Colașule, ține-mă ceașa cum trebuie, mă! Pune mai pătule! Ia mai pune o țuică! Bă, n-am ce zice, frumoasă pomană! După puteri! Atunci să ridicăm un pahar și să cinstim moșii! Bane! Auzi, bă! De cum a luat ăștia de corezii? A căsut în căruța la Cisa și gata războiul și-a terminat! Hai acasă și ceva la voi, că voi erau șterpe! Într-un pot de măi, se vorbesc cu Dumnezeu. Bă! Am
Ce, domnule, e voie nevoie? Dacă era să ne puște de 2 în 2, vom scăpa! Nu că da numărul pe el! Dar ce se scrie, bă? Păi și eu și Petrea lui Toma. Cum, mă? S-o pune problema. Pentru că dacă asta e politica, trebuie să jucăm și noi. Și tu știi să joci, mă? La sărăcia noastră și la nevoile noastre cu ce avem noi, tot nu ne ajungem. Așa că vorba lui Petrea lui Toma, decât să tot omor eu pământul, să dau dări, mai bine salutare. Și atunci să vedem cine ne dă și nouă de acum încolo, că trebuie să ne ia și dările dacă nu mai avem pământ. Băi, Gheorghe, și tu știi să joci, bă? Vezi? Hai, bă, fugi. Dar, Petre, de ce n-a venit, mă? Te-ai certat cu el, nu l-ai chemat. Cum, nu știi, mă? Nu. Haide-te, nasule, haide-te că moare pătru. Cum să moară, băi, ce are? Dar aici, tovarăși, cred că nu este cazul să discutăm prea mult. Nu e așa, tovarășe? Aici, cum s-ar spune, suntem întrei noștri, fiindcă toți am început de jos, nu e așa? Și acum a venit momentul să intrăm și noi în rândul lumii. Dumneata, tovarăși, ar trebui să ne înțelegi cel mai ușor, fiindcă dumneata numai în felul ăsta te poți ridica și să-i dai înainte. Ia gândește, dumneata, cum ar fi să pornești la treabă, cum să spun eu, organizat. Să vă strângeți cu toții, să vă adunați cu toții dimineața. Și să vă adunați așa, cum am zis, cu toții organizat. Să scoateți comuna asta la lumină, doar. Ce-a realizat dumneata până acum, toarșul, de unul singur? Te văd că te-ai străduit. Se cunoaște că ești ambițios. Cât pământ ai? Nu prea avem noi pământ. Unde ai făcut dumneata război? Peste tot. Și dincolo? Până la Banska Bistrița și când s-a dis primăvărat, ne-am întors că ce avusese de lucru cu noi să-i sprăvise. La Tisa ai fost? Mi-a scăpat caii săracii, că a murit mulți cai. A murit mulți cai? Da. Am fost și eu. A murit mulți. Da. Dumnealui e chiar președinte. A fost ca dumneata. Și uite și dumneata cum arată azi. Un țăran președinte. Ia uite. Am fost cu năiță la vulpi, atunci am degerat eu. Atunci am răcit că am stat să văd ce fac ăștia. Ești pătrule nițel la aer, poate te răcorești. Patruțuiți, mai. Vine, vine! Hai și gata!
Te-am făcut și plata. 5. E de aur, bă, Petre? De alte materiale. Atâta că sclipește. S-a dus dracule o vreme. M-a lăsat cu un dinte și s-a dus dracule s-o fiduț. La Craiova? Unde se duc? Noi, mă, la Craiova. Ai rămas mai cu ăștia, bă. Ți-a luat bani, gata, s-a terminat. Că de unde-i tu bani? Am pe dracu. Și lui Lazar, alcul ăsta la chelul cafea cu sunt. Unde? În gură, unde să pună? Ce vrea, mă, Craiova, te cheamă cu actele? Ca să nu mai lucrez, că mă amendează. Și cu temele de ce faci? Nimic. Domne, ai grijă de mine, păcătos, să nu mai uit. Trăiască partidul nostru, tovarăși! S-a suit pe tarabă și a cântat, trăiască regele. Păi bine, mă, moșule, nu puteai să cânti și dumneata ceva, mai de Doamne ajută? Dă-te că puteam, dar eu cu mintea mea de om bețiv. Nu știi, tălică, cum e omul bețiv. Atunci să faci dumneata așa cum te învăț eu. Da. Dacă te mai înveți și-ți vine să cânti, cum te sui pe talabă, cânti, trăiască partidul. Dacă zici, tălică, că așa e mai bine, așa zic, trăiască partidul. Așa e mai bine. Așa, așa. Mă! Câte voi ai? Nu! Nu! Să mă închidă de voi! Dar nici n-am ce-i face. Am 6 copii cu ea. Mai pot eu să o las? Nu pot să o las. Câine la alt dracu. Auzi, fă? Dacă ți-e lene, mă duc eu. Unde-i prietenii? Dar cu ce ocazie? Dar șurțean. La dispoziție. Dar ta ai fost la rai, la Tarșu Prim. Și Tarșu Prim se interesează. Dar de bine n-a zis nimic. Păi te cunoaște el pe tine, primul secretar, mă? E avea chestiuni de politică înainte și cu ăla. Păi n-a zis, mă, pătrule, la plecare, că o să-l dea afară pe surdul ăla de la telefon, că din cauza lui nu poate transmite politica la Corul Capri. Aoleu, fire, al dracu, tot e putin să te-i dau, dacă nu trebuie la tine săptămâna asta, ai să vezi. Și eu, mă rog. A venit cazul acum? Păi a venit, că vine toamna și trebuie să ne apuc ceva lucru pe toți. Păi, eu lucrez la Anăiță Lucian. Oriunde e cazul când vine el. Așa că de semnătură să nu vă uitați. Semnăm că de pierdut tot n-avem ce pierde. Semnătura, eu-s prezent. Să vine el cazul. Să vine e cazul. Că dacă eu să ia țara înainte, suntem prezent. Să trăiți. La telefon! Poftiți la telefon! Poftiți! Poftiți, domnule. Cum stai? Să trăiți. Mă noroc! Meșterești? Bă, te despricepi? Ne pricepem noi și la altele, că ți-ar arăt priceput. Înseamnă să fie el băgat, că altfel e priceput și pe la politică. Asta așa e, la politică se pricepe. Păi, dar mama e a dracului de politică. Păi nu noi îi dăm de mâncare. Unde dracu mănâncă ea politica, nu știu, de la noi? Dar ar fi bine să treci și prin biroul primarului, poate că mai ai ceva de îndrept și pe acolo, a? Ce zici? Ar fi bun, tovarășul Petru, că el ne cunoaște pe noi ăștia mai săraci. Adică mai proletari. E mai vechi! Politica o cunoaște. Ar fi ea bună. Însă trebuie făcută cu cap.
Nu se poate. Cum nu se poate? Trebuie să ne dea autorizație să ne duce la vale cu niște mere. Cum să nu se poate? Ia-ți, bă! Păi ăștia și spăzura Craina, firea numai lui e trapu să fie. Tu ești al nostru, să-mi dea autorizație, auzi? El m-a chemat aici și m-a obligat să semnez cererea, să mă înscriu, să intru. Că altfel nu mai ies cu merele din sat, firar, crezi, tot ce nu mă să ia al dracu să fie. Nu se poate. Cum nu se poate? Nu se mai poate. S-a auzut. Deci, am primit ordine să nu mai dăm autorizație și la merg de cooperator. Ce e cooperator? De unde e cooperator? Aici nu sunt. Uite cum s-a făcut. Nu s-a făcut, dar o să mai... Nu mai putem trăi nici noi ca acum 2000 de ani. Așa că până atunci... Atunci mărim de foame, aia e până atunci. Nu mărim nicio frică. Uite, domnule. Se poate. Ce este? Vă cheamă raionul la telefon, comisia. Care comisie? Care comisie, mai? Cu campania, că începe, a anunțat și strâște. A spus că săptămâna viitoare începe campania. Bă, tu cât te bați cu mâinerea și pocește ea, cum te-a pocit acum, să nu te mai plimbi pe la stat. Să nu mai vii pe aici. Dar te duci, dragă, comisia. Auzi? În fiecare zi vii ca să la război. Când te duci, eu te-am afară, să știi de la mine. Auzi? Alo? Da? Da, eu sunt, să trăiți? Da? Da? Suntem hotărâți? Da? Suntem prezenți? Să poate, să poate, că și tu ai fost amărât ca noi. Și nici acum parcă nu prea te-ai încherbat prea tare. Nu știi cum e, să mai vedem. Nu știu să înceapă cu mine. Păi de început a început. A început Gheorghe Vățați. Numai că noi ne gândeam cum să facem ca la primăvară ar fi cazul să te alegem deputat. Bun. Tu ai să dai niște bani. Eu? De la dinainte, de la temerie, a rămas două zile. Cât? De la ziterie. Păi... E bun, e bun. S-a trecut cu vedere. Acum cu slujba asta, fiindcă să știi că nu e ușoară. M-ai cam lăsat singur la ziterie. M-a chemat ca membru mai vechi. Că acum cu planurile astea s-a fost nevoie. Făcut dacă le-a fă. Că dacă tu stai aici degeaba, că te plătește, nu? La mine, Petrule, poți să vii când vrei. La mine ușa e deschisă. La mine, Petrule, poți să vii când vrei. La mine ușa e deschisă. Pentru că altfel am nevoie, mă mai cărpesc cu ceam și mă descurc. Oh, yeah. Te cărpești tu, dar să vă spun, te cărpești că acum vine colectivizarea, vine no, precis. Și tu ce te bucuri? De ce câștigi tu de te bucuri așa? E? Și de unde până unde a venit lui Petre ăsta să te facă el pe tine deputat? Și ce mai zis? Păi să mă trec cu oile pe rol, să dau cota la lână, că altfel mă amendează. Păi ori te amendează, ori te face deputat. Cred că întâi mă amendează. Atunci nu te alege deputat. Cine dracu să mă aleagă pe mine deputat? Păi dacă nu te alege, lasă prostile și apucă-te de treabă. Trebuie să te încheachinești tu de acum încolo. Te găiește casa, focul la vite, chiar dacă n-ai. Prindești tu cheag. Ține-te dracului de pământ, că nu se știe ce mai vine. Eu de bine de rău am temerile alea și poate intră la proscuteală. Dacă o fi nevoie, mai aleg eu deputat, că pe mine chiar m-a rugat. Cine te-a rugat? E, m-a rugat și m-a rugat. Noi cu dușmanul de clasă suntem, vă vedeți?
Aici. Genițile, frățuie. Ce? Genițile, frățuie. Lasă, domnule. Ele bea. Lasă-mă, domnule, dracu, că n-are. Da. Ia, țuic. Hai. Stai. Și Dumitru? Stă cu ei de vorbă. Ce să fac? La pământul nu e a lui. Ia să-ți mai dai nițic. Ciclop știe el ce știe. Auzi? Nu vorbe el prostii. Ba. O suică. O suică fiartă ți-ar fi bună. Da, are și vite și căruță. Luați! Luați! Acesta este trupul meu. Care se plânge pentru voi. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Care se plânge pentru voi. Ta ca un sărac ce te afli, ca proletar. Ar trebui să vii mai aproape de noi? Ne mai ridicat și noi, nu mai suntem chiar așa. Am făcut noi casa, am pus noi împreună doi. Nu mai suntem chiar așa, nu? Doar și eu. Asta e rușine să fie un sărac. Că doar pentru săraci a făcut noi revoluția asta. Pentru săraci am luat noi puterea mea. Cu cine a cumpărat? Mă, Pătule, asta e. Parcă-i frate tot geamăn. N-ar de-o să fie. Thank you.
Noroc! Să trăiți, tovarășul. Noroc! Ies, bagia, la obrăcești! Numai peste măgură! Faceți casă? Faceți casă? Nu ești dumneata... Nu ești dumneata... Spune-mi, bă, băiete, cum te cheamă, că doar ne cunoaștem. Năiță Lucian. Așa, Năiță Lucian, și cred că ne cunoaște. Hai, străiești. Să trăiți. Să trăiești. Cum ați zis dumneavoastră, cum să ne înțelegem? Păi ne-am înțeles, să te scrii, nu să faci temerii unde am înțărcat dracu copiii și o să vii rupa aia peste tine să te îngloape cu temerie cu tot. De dacă aici ne-am prins sărăcia, unde să ne punem temerile? Da, mă scriu. Dacă am zis că mă scriu, mă scriu. Dar poate mai lăsa și vreau să inițial să te vin casele ale copiilor. Păi să nu mă blesteme după aia că i-am lăsat pe drumul și le-am luat eu pământul. Și după aia, dacă nu am nicio datorie, eu mă scriu. Mă scriu cum era cu tot. Și așa nu prea e bună de mine, trebuie să pui și pe nou scutele, nu? Tu nu vrei să ieși la lumină să scap dracu odată de râpile alea? Păi e vorba să ne mutați dumneavoastră cu colhozul în altă parte? Eu merg? Dacă e nevoie, eu merg, să știți. Am fost eu și cu războiul. Știți și dumneavoastră unde dracu n-am fost eu, că dacă stau să mă gândesc, mă doare capul. Am fost și acolo unde ați fost și dumneavoastră, ne-ați învățat poveștile astea. Să te cam grăbești, Năiță? Cu temerii? Nu cu temerii, cu ce am vorbit noi, că și noi o să trebuiască să ne grăbim, fiindcă nu mai e timp. S-a ascultat, Năiță, și trebuie să-i dăm înainte, că ne închisă e grabe, sărăcia și altă soluție nu-i. Cu binele, cu vorba bună, cu ce dracu-mi putea. Cu forță, dacă nu ne-am înțelege la timp, trebuie să-i sprăvim, pricepi? Pricep? Cum să nu pricep? Că mă vreau noroc eu să pricep și cu ăla lui Turbatul. Așa că pricep eu. Nu se mai poate înlezni neam. Neam? Să fi văzut, domnule, cum vorbea cu primul secretar, parcă vorbea cu frațul Vasile. Că o să facem așa, că o să facem pe dincolo, că o să punem noi la punct chestia aia, știi? Da, de mine n-a zis nimic. Cată-l până aici, am o treabă cu el. Haide-te, nașule, haide-te că moare Pătru! Unde ești? În Rocește de deal. Am vrut să mergem și noi cu caruța, dar... Cum era? Am strâns câteva, dar... Dacă nu e voie... Și nu le-am mai...
Astrahan. Ieși, pătrule, nițel afară, te mai răcorești. Când am fost cu Năița după vulpi, atunci am răcit eu. Am degerat că am stat să văd ce fac ăștia. Nata, ce zici? Doamne ferește, băi, eu ce să zic? Ce să tăimnesc eu cu dumneavoastră? Pătrui aici, nu eu. Eu ce să spui? Și tu nu mai fii în casă, ce faci? Aici suntem. La cota asta am ajuns. Aici stăm. Nu, bătrule, aici crezi tu. Ce făcuți, tovarășe? Lăsați pe noi în casă și ne-a tăiat și afară la răcoare. Păi, hai înăuntru să vedem și noi cum încheiem, nu? Că ne grăbim, nu? Uite, avem aici hârtie, toc, să vedem și noi cum... Am mai văzut eu situații de-astea la... Zici? Nu e bolnav. Se vede că e bolnav. Bă, pătrule, bă. Bă, băiatule, ce ai tu? Când te-ai îmbolnăvit tu? Când te-ai îmbolnăvit și... Deci... Năiță, eu mă duc... Eu mă duc în Valea cu pietrele. Să văd ce... Nu se poate să te duci. Cum să te duci? Am fost noi acolo unde am fost și tot am scăpat. Unde să te duci tu acum? Unde, mă, băiatule, unde să te duci tu? Bă, băiatule, să nu faci una ca asta. Pătrule, auzi? Năiță, mai e mult. Bă, pătrule, bă. De ce te-ai supărat, bă, băiatule? Nu e cazul să te superi, bă. Ne înscrim și noi ce să facem. Toți s-a scris. Toți. Afară de noi, de Inclunare și de Bucălău. Dar ne înscrim și noi. Ori fi având și îndreptate. Poate și ne mai ridicăm și noi. Dar nu e cazul, mă, să te superi tu așa de rău. Că te faci bine, mă. Și te greși primăvară. Nu mor, nu mor. Mă mai duc în grădină să văd de vie că... Mi-a părut că am oferit azi dimineața. Adu-i, uite-o răbunare. Nu e nevoie. Tot așa a fost când ne-am îngropat pe noi cu brandurile și eu am ieșit din întunericul ăla. Ții lumânarea, ții lumânarea. Nu e nevoie, nu e nevoie. Thank you.
și locurile cu temerile. Și cad. Și boi, boi nu-i mai am. Scrie și boi.